De care aceasta ne vom ocupa de gama noastră nouă de produse de targeted Sinclair pentru ca să vă ajut cum să puteți întrebunica aceste produse noi pentru cei care și cele care deja nu ați apucat încă să le utilizați. Eu deja am o parte dintre ele pe lângă mine și am început să le utilizez de ceva vreme și să am și rezultate suficient de bune pe care să le împărtășesc împreună cu dumneavoastră în această seară. De ce targetiți ca și gamă nouă? Deci, în primul rând, există această extindere și o abordare nouă în ceea ce privește îngrijirea pielii. Practic, cu adaos de produse, aceste noi produse din gama Targeted, practic noi putem să acoperim orice și să adaptăm aceste produse oricăror tipuri de ten, se poate alege tipul preferat și potrivit în funcție de necesitățile fiecărui ten în parte. Ba mai mult, aceste produse, având ca țintă să îngrijească specific pielea, pot fi și o unealtă foarte bună pe care să le putem utiliza în ceea ce privește promovarea business-ului nostru, mai ales în sfera doamnelor. În Targeted Skincare este practic asociată celor două programe speciale de îngrijire, Intimist și Alertative Ones, care sunt în oferta noastră și vor fi în continuare la în oferta noastră. Alături de acestea există și produse pe care noi deja suntem obișnuiți să le folosim, cum ar fi Forever Evita, cum ar fi Alpha E Factor, F3 Factor, care sunt produse cu care noi suntem familiarizați. Să vedem ce conține Targeted Skincare. Și ce anume avem ca beneficii din partea acestor produse? Păi, în primul rând vorbim despre Wasting Eye Cream. Acesta este un produs foarte avangardist și foarte bun pentru zona sensibilă a ochilor. Are în bază de ingrediente colagen marin, peptide, extracte vegetale naturale și, bineînțeles, baza la toate acestea este binecunoscutul nostru aloe vera, ceea ce conferă proprietăți anti-îmbătrânire, ingrediente puternice, ingredientele sunt puternice și sunt testate clinic, deci de aceea se încadrează aceste produse în dermatocosmetice, adică produse care sunt testate clinic, sunt foarte concentrate, oferă duble beneficii. În sensul că o parte, de exemplu, alluring eye, înmerge foarte mult pe partea de lidul. Mai puțin pe reducerea sarcănelor și a punctilor de sub ochi. Awakening eye cream merge pe amândouă aceste componente. Și pe sarcăne, și pe punctile de sub ochi, și pe reducerea ridurilor și reducerea ridulelor, practic ridurile nu le mai reduce decât chirurgia estetică, deci reducerea vizualelor riduri, acele mici, fine riduri care pot fi înfăcate cu ingrediente hrănitoare din interiorul și din exteriorul nostru. Ce conține Awakening Eye Cream? Conține ingrediente patentate, care au rol de a catifela și tonifia pielea sensibilă din jurul ochilor, reducând semnificativ aspectul minilor fine al ridurilor și al sarcănelor, aspectul bun al sarcănelor. Ingredientul special, butilen glicol, care există în acest produs, s-a demonstrat că acționează numai 15 zile de aplicare constantă asupra ridurilor și ridurilor și sarcănelor. Este nevoie să fie utilizat atât dimineața cât și seara, în jurul ochilor, după etapele obișnuite în îngrijirea tenului, pe care o să le reamintesc în finalul acestei sesiuni. De unde vin aceste beneficii la Awakening Eye Cream?
Extractul de scoarță albicium conține element care se cheamă rutoxidă și este unul dintre cele mai bune ingrediente care s-a demonstrat că au efect delicit, inclusiv asupra ploapei superioare, nu numai a părții interioare a ochiului. Deci, butilen glicol reduce apariția ochilor umflați și aspectului senzual sarcanelor, se acționează, așa cum spuneam, și pe ploapa interioară și pe ploapa superioară. Mai avem un plus de aceste ingrediente, colagen cu greutate moleculară mică, acesta ajutând la refacerea structurilor ghelii. Astfel, această combinație puternică de ingrediente naturale botanice, de acest butilen glicol, colagenul și, bineînțeles, prezența gelului de aloe vera, toate aceste, această combinație puternică face din Awakening Eye Cream un ajutor fantastic în păstrarea sănătății și recuperarea sănătății ochilor, atât a ploapei superioare cât și a zonei extrem de delicate și de sensibile de sub ochi. Deci, așa cum spuneam, se adresează atât partea superioară cât și interioare a ochiului și prin efectele deosebite pe care le dă, de reducerea ridulelor, de estompare a cearcănilor și punctilor de sebot, oferă în plus și efecte de luminozitate și de tonizare. De aceea vă sfătuiesc, dacă nu l-ați încercat până acum, la mine am, cred, mai bine de 2 luni zile de când îl folosesc. Imediat cum a apărut, l-am și comandat, pentru că chiar căutam ceva în mod deosebit și la vârsta mea, chiar Luring Eyes nu mai era suficient pentru mine. Deci vă sfătuiesc deja să încercați să-l utilizați. Balancing Toner. De ce zice balancing? Pentru că este un toner facial echilibrat, este de utilizat pentru toate tipurile de ten, reîmprospătează, rehidratează, echilibrează pH-ul pielii, minimizează aspectul dilatat al porilor, care este specific tenului gras, este ideal pentru îndepărtarea urmelor de machiaj sau a impurităților și care, dacă, de exemplu, sunteți plecați undeva și plecate, doamnelor, undeva și aveți nevoie să aveți bagajul cât mai restrâns, puteți să vă luați pentru o zi, două, numai tonerul, pentru că curăță foarte bine. Bineînțeles, etapa corectă este utilizarea unui demasian și apoi a tonerului. Dar spuneam că el, datorită consistenței pe care o are, cu succes poate fi folosit în același timp și ca și demasian și ca și loțiune tonică. Pe lângă efectele tonice, are și efecte hidratante deosebite, care este deci, practic demasiază, tonicează și vine și cu primul pas în etapa de hidratare a pielii. Practic, precede deja ingredientele care vin pentru partea de hidratare. Se utilizează în special, așa cum am zis, bine este să se utilizeze după demasiere, se aplică direct, se poate aplica și direct pe ten, dar se poate aplica și pe piete sau cotonete, cum vreți dumneavoastră să le spune. Ingredientele pe care le avem în acest produs sunt naturale. Sunt mai multe cu beneficii care se sumează și au rolul de a hidrata și de a acidifica pielea ca și aspecte de mine. Ce avem ca și ingrediente? Păi avem acid hialuronic, care este denumit acid burete pentru că menține hidratarea pielii, are proprietatea de a atrage moleculele de apă și de a le menține. Extract de castravete care are rol de a calma, a oferi hidratare, a contribui la îmbunătățirea texturii tenului. Ceai alb cu rol antioxidant, protector și regenerator al pielii. Extract de alge marine cu rol de frânire, hidratare și catifelare a pielii. Și bineînțeles toate în baza de aloe vera,
care, cu toții știm, care în mod special asupra pielii, în mod hidratant, cicatrizant, regenerator. Bun. Smoothing exfoliator este cel care oferă, față de aloe scrub, o exfoliere un pic mai intensă, dar asta nu înseamnă că nu este delicată. Ameliorează textura pielii și o catifelează. Exfolierea, spuneam că este mai intensă, dar păstrează efectul de exfoliere delicată. De ce? Pentru că exfolierea se face prin intermediul agenților enzimatici, care aceste agenți enzimatici fac și o curățire natural chimică, îmbunătățesc textura și tonul pielii și poate fi utilizat în sfârșit de bărbat. Este excelentă înainte de utilizarea de pătrierile. De ce sunt oferite toate aceste beneficii? Acestea provin din ingrediente precum particulele de bambus, microsferele de ulei de jojoba și extractele naturale, bineînțeles baza de aloe vera, care acestea vin în ansamblu să facă acea exfoliere blândă mecanică și enzimatică. Apoi avem enzime precum bromelaina și papaina din ananas, care vin și alături de uleiul esențial de lămâie, ajută la îndepărtarea ușoară a celulelor moarte, conferind aspect tineresc. Papaina, dincolo de efectul enzimatic de curățire, este și o sursă bogată de vitamine C, A, E, acid pantotenic, care au rol intens de hrănire a pielii. Iar uleiul esențial de lămâie prezent în acest produs acționează ca un puternic agent hidratant, ca un puternic agent antimicrobian și care contribuie la îndepărtarea și face loc celulelor noi ale pielii pe care le ajută să se dezvolte mult mai repede și mai bine. Protecting Day Lotion, care este o vedetă pe care noi cu drag o așteptam, este vorba de protecția solară cu spectrum 20, care este un spectrum suficient de bun pentru un ten obișnuit și care poate fi folosită zi de zi. Dacă expunerea la soare este mai intensă, normal vom utiliza ceva spectru mai mare, însă de rutină protecția de ilău este de utilizat. Nu am încercat-o încă pentru că, sincer să fiu, tocmai am primit cadou încă din varianta veche de cremă, dar cu certitudine o voi încerca. De ce? Pentru că este bine să utilizăm o protecție solară indiferent de momentul pe care îl avem vara. De ce? Oamenii sunt tentați să utilizeze o protecție solară numai când se duc la plajă. Nu, protecția solară o avem permanent pentru că dăm de soare și când conducem, dăm de soare și când mergem la piață, dăm de soare și când mergem la întâlnirea pe care o avem cu prospecții noștri, mergem în soare și când mergem, ne întoarcem de la serviciu, atunci, practic, avem nevoie oricând de protecție solară. Ce ingrediente deosebite are protecția de ilăuță? În primul rând are extracte vegetale puternice care, concomitent cu pasta de ecran, realizează efecte puternic hidratante și efecte de regenerare și efecte de protecție celulară. Tenul este protejat de agenți minerali naturali și această protecție este oferită pe atât pe UVA cât și pe UVB. Previne apariția arsurilor solare, îmbătrânirea prematură a pielii, iar puterea combinată a fructelor, extractelor botanice și aloe vera oferă un intens efect hidratant și
tipi termici effetti anti-aging. C'è il contine protective dell'autunno, c'è il contine cambe o planta che continua di fare a disgrace, pare a migliorare la nuanta di prestruttura a tenului, a disgrace in tante le presenze consenna tua a te care organismi non tu are nevoie, iar piele are un deliș lipidic necesar funcționalității normale a pielii. Extractul de pepene rosu este bogat în antioxidanți și ajută pielea să lupte împotriva proceselor oxidative. Anastasica este o plantă ce crește în deșert și este bine cunoscută pentru capacitățile de a supraviețui în condiții extreme de secetă. Ceea ce face ca această aplicare a protecției de leucă să contribuie la menținerea hidratării pielii, deci la menținerea apei în piele. Și bineînțeles, aloe vera, ca și bază, care știm cu toții cât este de importantă pentru piele, pentru sănătatea pielii noastre. Mai conține extract de merișor dintr-o regiune mediteraneană, care are la bază o cantitate mare de acid gras, care îmbunătățesc tonusul și textura pielii. Protecția solară este realizată de dioxidul de titan și de oxidul de zinc, care au proprietăți specifice și importante de ecran. Mai există și o specie de super și lecitină și tocoferol, respectiv o formulă de vitamină E, care toate acestea au rol important nutritiv și antioxidant. Alături de gama targetit, nu mă pot abține de aceasta să nu vorbesc, deci acestea sunt ingredientele specifice targetit, dar eu vreau să extrapolez puțin să înțelegem ce avem la dispoziție în 2018 ca și utilizare de produse cosmetice. Mai avem gama Infinite by Forever, care gama Infinite by Forever am discutat mai prin iarnă despre ea, în primăvară, conține ingredientele specifice pentru partea de, în special pentru tenul mai matur, da, deci are ingrediente într-un sistem avansat de îngrijire, care combina ingrediente naturale cu tehnologii de ultimă oră. Deci avem tehnologie de ultimă oră. Ce conține? Păi conține demaceantul, Hydrating Cleanser, care este o emulsie demaceantă cu efect deosebit de curățire, cu curățire blândă, are și e foarte important și pentru mine a fost fantastic sistemul de livrare a produsului. Toată trota are un sistem de livrare a produsului care să evite contaminarea în interior a ingredientelor. Deci un sistem flac poate fi foarte ușor o cantitate minimă, dar suficientă de produs pentru demasiere. Avem serumul. Deci, după ce facem demasierea cu gama Infinite by Forever, putem să utilizăm tonerul, balancing toner. Apoi să aplicăm serumul. După aceea, crema, da, care și aceasta are un sistem de livrare extrem de ușor și prin apăsare este cantitatea suficientă, mică, o cantitate mică, formică, dar suficientă de crema. Și bineînțeles, partea de fărmin complex. Eu cu fărmin complex lucrez pe tot ce este regenerare, unde am nevoie de regenerare de piele. De ce? Pentru că este primul supliment forever destinat exclusiv frumuseții, susținerii sănătății pielii, regenerării acesteia, nutriției acesteia, deci îmbătrânirea din interior
Conține colagen marin, esențial în reducerea ridurilor, aici vorbim și de partea de reducerea ridurilor mai profunde. Și ce este foarte important fără gluten? Fermin complex este o formulă brevetată de hidrolizat de colagen marin, extras din pește, ceramide din grâu, dar atenție, fără gluten alergenic, un suc concentrat de pepene galben și ascorbat de calciu. Fiecare din aceste ingrediente aduce beneficii deosebite fermin complex. Formula brevetată din hidrolizat de colagen marin s-a demonstrat că prin administrarea orală constantă a colagenului se înregistrează reducerea ridurilor profunde, alea care spuneam eu că în general le rezolvă doar chirurgia estetică, sporește flexibilitatea, tonicitatea și hidratarea cutanată. Ceramidele din grâu, fitoceramidele, sunt un ingredient cu putere importantă de refacere și de menținere a hidratării. Sucul de pepene galben este adăugat în acest amestec, fiind un element important în menținerea în hidratare și în menținerea hidratării pielii, hidratării profunde a pielii. Iar ascorbatul de calciu contribuie la reducerea oboselii, la sinteza normală a colagenului și la protecție antioxidantă. Hydrating cleanserul este emulsia demaciantă cu conținut de ulei de floarea soarelui, cu agent de curățire din nucă de cocos, cu complex nutritiv din fructe și cu vitamine C și E. Este un sistem avansat pe bază de aloe vera, fără parfum, este îmbogățit cu hialuronat de sodiu, care hidratează în profunzime pielea. Spuneam că este acidul burete care menține hidratarea, menține pielea. Ce este foarte important? Conține tripeptide și peptide din aminoacizi din măr, extras din măr, care redau fermitatea, elasticitatea, reduc ridurile și efect anti-aging. Serumul, vorbim iarăși de aceste peptide, eliminează procesele inverse de îmbătrânire, au capacitatea de a inhiba proteina îmbătrânirii, gena care determină îmbătrânirea în organismul nostru, proteina, și care este o proteină dăunătoare, care acționează inclusiv la nivelul pielii și care, odată cu vârsta, crește nivelul acesteia. Deci, ingredientele din serum vin să contracareze această progerină. Hialuronatul de sodiu este un agent umectant care hidratează pielea în profunzime. Aloe vera simt cu toții, calmează, regenerează, cicatrizează pielea. Extractul de drojdie vine cu vitamine, cu elemente nutritive care să susțină sinteza colagenului și să ajute mecanismele naturale de apărare ale pielii. Iar proteina din grâu revitalizează pielea, intensifică aspectul capitelar, fern și mătăsos. Crema de îngrijire este un sistem avansat, fără parfum, fără conservant, pentru că, spuneam, are acest sistem de livrare, deci se apasă pe capac și este prin acest orific o cantitate minimă de cremă, dar suficientă pentru îngrijirea tenului feței și a decolteului și a grătului. Reface și tinerește pielea uscată cu puternice efecte îmbătrânite. De unde vin aceste efecte? Păi din ingrediente vegetale și apicole, cum ar fi acai și rodia, cu efecte antioxidante și hidratante deosebite. Centipeda caningamin și aloe vera vin să aducă în palmare și hidratare a pielii. Vitaminele din grupul B3, extractul de speță roșie, vin să uniformizeze textura
și culoarea pielii, nuanța tenului, pentru un aspect mai strămânător. Cu alinie, sterii de jojoba, glicopeptidele, ceara de albine au efect intens hidratant, contribuind la acceptare mai ușoară a cremei. Are o textură frumoasă și foarte ușor de aplicat. Zaharurile de origine vegetală sunt o nouă descoperire în domeniul chimiei adresate tineretului și comunității tenului. Acestea având rol în menținerea intactă a barierei hidratării cutanate, adică ingredientele celelalte vin și hidratează, hrănesc, iar aceste zaharuri vegetale împiedică eliminarea acestora, ieșirea lor din piele. Ce mai avem? Tot în această cremă, amestec de uleiuri esențiale cu proprietăți anti-îmbătrânire, care ajută la refacerea și întinerirea pielii. Păi, uleiul esențial de lavandă are efect calmant și hidratant, de portocală amară, antioxidant și cicatrizant hidratant, busuiocul antiseptic antioxidant, eucaliptul antiseptic astringent, coaja de lime și de portocale, efect antimicrobian, antioxidant și hidratant. Trebuie să vă reamintesc că serumul din gama Infinite My Forever este un produs de premium. A câștigat în 2017 Pure Beauty Award în Londra, pe locul Silver, da, și este un ingredient de excepție în îngrijirea pielii. Alte produse pe care le avem la îndemână și care vin să ne ajute pentru menținerea tinereții și sănătății pielii noastre: Solia Aloe Nurturing Serum, Aloe Activator cu Mask Powder, să nu uităm că le avem. Sonia, din gama Sonia a rămas Aloe Deep Moisturizing Cream. Din gama Aloe Prove Juvant avem și demachiantul și loțiunea tonică și celelalte pe care le știm. Și avem versatilitate în a utiliza gama aceasta în funcție de vârsta și de tipurile existente pe care le avem. O să țin cu altă ocazie un seminar specific pe ten tânăr, ten matur și voi introduce produsele noi în aceste seminarii, pentru că avem astfel de seminarii ținute anterior, dar care sunt pe ingrediente vechi cosmetice. Să nu uităm că avem acel cord al abundenței în ceea ce privește strălinirea pielii în Forever Alpha Factor, care poate fi utilizat atât pentru ten cât și în anumite situații când avem nevoie de hidratare suficientă, de exemplu în uscățeni ale pielii deosebite, cum ar fi la nivelul coatelor, genunchilor, unde la nivelul tălpilor, unde pot exista deficiențe grave de hidratare și de regenerare a pielii, sau în zonele în care eu sunt afectate de psoriazis, unde sunt pielea are nevoie de o hidratare mult mai intensă. Alpha Factor este extraordinar în aceste situații și este și unul dintre ingredientele de excepție care să ofere hidratare deosebită. R3 Factor, care vine cu R3 Factor de refacere deosebită a pielii, regenerare și protecție solară, da? Forever Aloe Scrub și Forever Marine Mask, care sunt ingrediente care nu trebuie să lipsească din îngrijirea tenului tânăr sau a tenului cu ceva mai multe probleme acneice sau tenul gras. Aloe Scrub și Marine Mask sunt de ajutor foarte, foarte important. Ce putem să facem cu produsele acestea? Păi putem să le utilizăm ca și un câmp în marketingul nostru, pentru că noi lucrăm practic în lumea aceasta a reclamei.
putem să facem evenimente în care facem mici demonstrații de utilizare a acestor produse, când oamenii au posibilitatea să le testeze, să le vadă efectele. Multe dintre ele au efecte wow imediate, cum ar fi utilizarea exfoliatorului sau a scrubului. Se vede instant diferența față de alte produse și oamenii pot utiliza acest lucru. În demonstrații acasă, da, deci putem să facem aceste, să utilizăm aceste ingrediente, trusele noastre care le avem și să facem aceste demonstrații acasă. Să ne reamintim că etapele de îngrijire a tenului sunt demacerea, exfolierea, curățirea, tonifierea și hidratarea. Demacerea, curățirea, tonifierea și hidratarea este nevoie să fie făcute zilnic, dimineața și seara. Seara pentru a curăța impuritățile și ce culegem ca efecte nocive asupra tenului de peste zi. Dar dimineața avem nevoie să reluăm aceste etape pentru că pe parcursul nostru mai mor celule ale pielii și ele sunt răspunzătoare de aspectul nociv și tern al acestora. Și atunci este nevoie de făcut și această etapă, inclusiv seara, nu numai seara. Cum utilizăm în demonstrații? Deci, eu vă mărturisesc că am venit în Forever la, în urma unei astfel de demonstrații de cosmetice. Am primit un formular în care eram investigată, cam așa să înțeleagă și dumneavoastră puteți să utilizați aceste formulare ca să înțelegeți ceva un pic despre înclinația persoanelor respective către sănătate și sănătate. Puteți să vedeți de asemenea care este nivelul de buget în care persoana respectivă este dispusă să se încadreze atunci când vorbește de utilizarea unui produs cosmetic. Și bineînțeles, respectând actualele prevederi legale în ceea ce privește prelucrarea datelor personale, putem să recuperi misiunea persoanei respective, numele, prenumele și persoana care a recomandat-o. De ce? Pentru că atunci când doamnele sunt cu masca pe față, este momentul oportun să le rugați pe acestea, bineînțeles, tot așa respectând prevederile legale necesare, recomandăm. Noi efectele ne recomandăm unele altora diverse chestii. Pe loc, după ce dă masca în rost, persoana respectivă poate să spune prietenele și să le informeze sau să le întrebe dacă se simt confortabil în a veni la o astfel de ședință de răspăt în care să cunoască aceste produse extraordinare. Și puteți prin asta să vă sporiți și să vă perpetuați businessul. Deci eu am venit în Forever datorită unei astfel de ședințe de împrumutare și de testare de produse, recomandată de o prietenă de-a mea. A fost metoda cu care am lucrat foarte mult când am făcut calificarea de manager. Deci este o unealtă extraordinară în care putem să petrecem aceste lucruri frumos și putem să ne promovăm produsele delicat și distrându-le în același. Și în final, da, nu știu de ce nu se vede acest slide, aici era un citat al lui Audrey Hepburn, care ne spunea că cele mai rog, dacă vrei să ai ochi frumoși, să privești întotdeauna către lucrurile bune. Dacă vrei să ai o siluetă de invidiat, împarte strana cu săracii. Dacă vrei să ai un păr mort, lasă în fiecare zi un copil să se joace cu părul tău. Și ca adevărata frumusețe nu este neapărat cea pe piele, este cea din interiorul nostru, dar asta nu înseamnă că trebuie să neglijăm aspectul plăcut al pielii noastre. Vă
reamintesc acest în tot acest interval de la luni la luni pe info produse aron Forever Living Pro, întrebările dumneavoastră. Cei care nu rămâneți la secțiunea de întrebări, să mulțumim împreună echipei de marketing care ne ajută întotdeauna cu imagini frumoase pentru aceste materiale și domnului Vlad Păvărel, care întotdeauna este cu suportul tehnic alături de noi.